Vă salut și mă bucur tare mult să fim în această seară de duminică la Step by Step. Dacă ați deschis telefonul, tableta, laptopul și sunteți cu noi, înseamnă că vă preocupă relația voastră de cuplu și sănătatea acesteia. Pentru asta suntem noi aici, eu și Cătălin, pentru a-i pune întrebări inteligente lui Florina Mariei, care este coach și trainer pentru cupluri. Vă salut, dragilor, și mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Bună seara! Salutare! Și eu mă bucur foarte mult să fim din nou împreună, Florin, care ne va da răspunsuri mult mai inteligente decât întrebările noastre inteligente, așa? Măi, nu cred. O să vedem. Dar înainte de a ne da răspunsul și de cei care ne ascultă să hotărască dacă sunt inteligente sau nu, până la urmă, știi ce, nici nu mă interesează dacă sunt inteligente sau nu, mă interesează dacă sunt folositoare. Exact. Că poate uneori să fie un răspuns foarte inteligent și să nu înțeleagă în lumea despre ce vorbești. De aceea, scopul meu principal este să fim folositori. Chiar dacă vorbim într-un limbaj mult mai accesibil și asta este intenția mea, să folosesc cuvinte simple, exemple simple, din care lumea să înțeleagă repede ce avem de zis și să le fie de folos. Asta este scopul meu. Cineva spunea că dacă nu ești capabil să explici chiar și o teorie din fizică într-un fel în care să înțeleagă și o bunică simplă de la țară, sau un copil, înseamnă că nu ai înțeles-o nici tu și că nu ești un bun învățător. Tu ai fost până acum un bun învățător. Mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult. Deci ai înțeles și tu. Am înțeles până și eu. Ești de la țară sau copilul? Unele dintre lucruri, eu sunt ambele. Și, dar înainte de a merge mai departe, Florin, te rugăm să renozi puțin firul așa cu drumul pe care l-am parcurs deja. Da. Din nou suntem într-un subiect care se continuă. E foarte dificil să începi un subiect, să-l prezinți într-o oră și să-l termini. Nu ai cum. Și subiectul de față este ca celălalt care a durat 23 de emisiuni, ce este cel mai important într-o relație de cuplu. De data aceasta discutăm despre contul bancar emoțional. Spuneam că fiecare partener deschide un cont la celălalt. Eu deschid un cont la soția mea, este contul meu de fapt, dar e deschis la ea, îl ține ea, îl administrează ea, soția deschide un cont la mine. Și noi putem să îl alimentăm sau putem să facem retrageri. Comportamentele noastre se transformă practic în depuneri emoționale. Cam asta este ideea pe scurt. Și de felul în care noi ne comportăm în relația noastră, partea aceasta emoțională, contul acesta emoțional crește, devine tot mai, cum să zic, mai bogat, mai plin sau mai gol. Cu cât am mai multe în contul meu emoțional, cu atât în situațiile grele, dificile ale relației noastre, eu pot să iau câte ceva de acolo. Ca, de exemplu, pe timpul foamei, mă duc la bancă și iau niște bani și îmi cumpăr de mâncare. Vreau să-mi cumpăr o mașină, mă duc la bancă, iau niște bani, cumpăr mașina. Cam asta se întâmplă și în relația noastră. Am depus ceva acolo în contul emoțional când avem o situație, o ceartă, o supărare, o situație nefastă. No, mergem acolo și putem să facem niște retrageri ca să poată să meargă relația înainte. Și am vorbit în cele două emisiuni precedente despre două acțiuni pe care noi le putem avea prin care facem retrageri de fonduri, ceea ce nu-i bine. Și odată am vorbit despre situația în care partenerul vorbește într-un mod nepotrivit și noi nu reușim să ne uităm în spatele vorbelor ca să vedem mesajul ascuns și ne blocăm de felul în care vorbește și practic ne înstrăinăm și nu vedem mesajul ascuns, asta este o modalitate. Am discutat o oră, uitați-vă acolo ca să vedeți despre ce e vorba. Și o doua modalitate prin care noi, la fel, golim contul nostru emoțional este când lăsăm aceste gadgeturi să intre în competiție cu partenerul nostru. Și am vorbit o oră întreagă doar despre asta, nu vreau să intrăm acum. Și înainte să mergem mai departe, vreau doar să spun cam cum văd eu o relație în care contul emoțional este gol. Eu n-am prea multe în contul meu emoțional pe care îl deține soția, soția n-are prea multe aici. Ei bine, este o relație... Mamă, ce cuvânt mi-a venit, dar nu zic. Spune-l! Nu zic. Este o relație... Deci o parte din ele sfârșesc prin divorțuri, pentru că emoția este zero și n-are cum să funcționeze. Dar o altă parte din relații trăiesc într-un război continuu. Pentru că este golit contul emoțional sau foarte pe fund acolo mai găsești câte ceva. Și familiile astea trăiesc într-o continuă ceartă, într-un continuu război, contraargumente. Mereu trebuie să-ți păzești spatele. Cine te mai lovește acum?
deci la spate. Ăsta este principalul semn că s-a golit contul emoțional? Certa, da. Tensiunile? Certuri, tensiuni, te simți suspectat mereu, neîncredere. Trebuie să fie atent la fiecare cuvânt, fiecare vorbă, fiecare gest pe care spui că mamă. Ca, știi că a terminat. Pac, ai călcat pe bombă. Mai explodează. Nu știi de pe unde. Din toate părțile, practic, ești amenințat. Te simți în nesiguranță. Cam așa arată o relație în care conturile emoționale sunt golite, iar relația respectivă funcționează în niciun caz din dragoste. Inerția. Care este? Poate să însemne. Unii stau pentru relații sexuale, că se simt bine. La capitolul ăsta se simt bine. Parteneri buni. E minunat, dar doar asta este. Alții stau pentru copii, alții stau pentru tot ce înseamnă siguranța asta financiară. Serviciu, casă, mașini. Alții stau de presiunea socială, ce o să zică lumea, ce o să zică biserica. Ca să scurtez povestea, indiferent pentru care motiv ai sta cu partenerul tău și nu este dragostea, înseamnă că este gol contul emoțional. Pentru că de asta și spune emoțional, că acolo e vorba de dragoste. Lipsește dragostea, stai pentru oricare alt motiv, nu este unul sănătos. Așadar, analizează-ți relația pe care o ai și vezi în ce stadiu este contul tău emoțional. Și sunt foarte convins că foarte mulți n-ar ști ce să zic acum. Și pentru asta am pregătit un test, pe care, bineînțeles, nu l-am făcut eu. L-a făcut John Gottman. După părerea unora, este cel mai mare specialist în relațiile de cuplu. Și aș vrea să rog pe colegii mei din redacție să pună acum acest test, pe care ar fi bine să-l facă ambii parteneri. Luați fiecare întrebare în parte, citiți cu atenție cerințele, citiți cu atenție întrebările și dați răspunsurile. Și soțul, și soția. Și acum o să rog pe colegi să pună și partea a doua, ca să vedeți și interpretarea testului. Mi se pare foarte important să faceți acest test. Mulțumesc, Alina! Foarte important să facem acest test, pentru că uneori nu știi. Nu e gol contul nostru, e 3/4, e plin, e pe unde ne aflăm. Și e adevărat, sunt foarte puțini care discută în termenii ăștia. Cam asta este partea de început. Și acum vă ascult întrebările. Ai spus de cele două categorii, când ți se descarcă contul, cum se manifestă lucrurile, cum se întâmplă lucrurile acolo. Hai să încercăm să credem că este și a treia categorie, cu cei care vor să facă ceva și să-l realimenteze. Cum pot realimenta contul? Da. Există și a treia categorie, bineînțeles, de oameni care înțeleg lucrurile astea, unii conștientizează că au citit, știu despre ce vorbim noi acum, iar alții fac intuitiv. Dar da, contul emoțional se poate alimenta. Poți să faci niște lucruri ca să-ți alimentezi contul ăsta. Și aș vrea să spun de la bun început. Toate strategiile pe care o să vi le dau pentru alimentarea contului, dacă nu le faci, de fapt constituie retragere de fonduri emoționale. Deci tot ceea ce vorbim acum poate să aibă, dacă faci bine, este depunere de fond de cont emoțional, în contul emoțional, dacă nu faci, este retragere. Deci fie plus, fie minus, nu există zero. Da. Și primul lucru despre care vreau să vorbim este: ajută-ți partenerul la nevoie. Ce fel de nevoie? Și fac o afirmație care sper să trezească atenția tuturor. Este mult mai folositor pentru relația ta de cuplu să-ți ajuți partenerul când are nevoie, decât să fii într-o vacanță în Bahamas, în Hawaii sau pe unde vrei tu. E mult mai folositor. Prin nevoie vrei să spui ceva foarte important, mare, un vis, o boală grea, sau te referi și la lucruri mai mici? Păi mă, Cătălin, când vine vorba de nevoie, nevoie este nevoie. Câteodată ai o nevoie psihică, câteodată ai o nevoie emoțională, câteodată ai nevoie să fii ajutat la treabă, câteodată ai nevoie să-ți se cumpere ceva, câteodată ai nevoie să fii ascultat, câteodată ai nevoie să... Nevoia este nevoie. Deci vorbești de orice nevoie, cât de mic ar fi ea. Orice nevoie, indiferent care ar fi ea. Dacă ne gândim acum, mi-a venit în minte, cum îi spune, piramida lui Maslow, da, cu nevoile, toate nevoile. Sunt nevoi de bază și tot crește până ajungi la nevoie de creație. Da? Nu contează de care nevoie este vorba. Când este o nevoie la partenerul tău și tu
ții cont de ea și o îndeplinești, ei bine, chestiunea respectivă este interpretată de către partener ca pe o depunere de fonduri în contul emoțional. Și vreau să spun un lucru pe care foarte mulți nu îl conștientizează. A fi împreună cu partenerul tău nu înseamnă neapărat o depunere în contul emoțional. A fi împreună, adică petrece timp? Da, petrece timp. Faptul că ai ieșit la restaurant sau că ai ieșit la o plimbare sau că mergi într-o vacanță scumpă, luxoasă, nu înseamnă neapărat o depunere de fonduri. De ce? Pentru că totul este care este relația voastră înainte să mergeți în concediu la Bahamas, da? Hai să vorbim despre asta. Care este relația voastră înainte de a pleca, de a ajunge acolo? Hai să fac așa două, trei liniuțe ca să înțelegeți mai bine. Da? Deci, prima dată este așa nu. Acasă există răceală, da? Între cei doi. Nu există respect. Nu există intimitate. Și așa mai departe. Când mergi într-o vacanță super faină, în care ai dat 10.000 de euro, cu un partener în care sunt toate lucrurile astea și multe altele, ce se va întâmpla acolo? Se vor accentua, cred. Exact. Eu nu pot să cred asta. Nu poți să crezi? Nu. Faptul că nu este intimitate acasă, poate sunt anumiți factori care nu te lasă să ai această intimitate sau care afectează intimitatea în cuplu. În momentul în care ajungi în Bahamas, unde totul ți se servește la nas pentru că ai plătit pentru serviciile acestea și e cumva un alt mediu mult mai fain care te încurajează cumva să fii mai deschis din punctul ăsta de vedere, mi se pare că se poate rezolva această problemă. Bravo, apreciez punctul de vedere. Fără să încerc să-l contrez sau să spun că n-ai dreptate, mi-aș permite să-ți spun că ceea ce zici tu acum este doar la nivel ipotetic. N-ai trăit-o pe pielea ta asta. N-ai fost în Bahamas, nu? N-am fost în Bahamas, dar am prieteni care au ales varianta de terapie cu o vacanță de genul ăsta scumpă. Și pe unii a ajutat. Deci, realitatea mie mi-arată, studiile mi-arată, rezultatele din consilieri, că cei care acasă au probleme foarte, foarte, foarte mari, care au lipsuri mari emoționale, când se duc în concediu, li se agravează problemele. Dacă pot și eu să intervin aici, genul de intimitate, cred, despre care Florin spune că lipsește, nu este acel fel de intimitate, ai copii care nu te lasă să ai intimitate, da, sau să te și iubești. Și acum ai lăsat pe copii acasă. Este genul ăla de intimitate care rezultă din răceală, care e asociat, adică cu răceala, cu respectul. Bravo. Și atunci el, da, când ajungi în Bahamas, tu o să ai toate în față, cum ai zis, dar o să te uiți poate după chelneriță, nu? Asta, exact. Deci vreau să spun că dacă acasă fondul, fundația, nu este una sănătoasă și nu este construit acolo ceva solid, când ajungi în concediu, cu cât stai mai mult în prezența cuiva cu care nu te placi, nu te iubești, nu empatizezi, nu ești într-o conexiune, cu cât stai mai mult în prezența unui astfel de om, cu atât răceala este mai mare. Și vreau să spun că nu doar față de partener se întâmplă asta, e vorba și în relațiile noastre. Dacă eu am o relație proastă cu tine, cu cât stau mai mult cu tine, cu atât se adâncește relația aia proastă. Și aici poate că există totuși și reversul medaliei. Numai puțin, hai, după aia că văd că tu intri puțin în partea cealaltă. Și vreau să-ți dau și explicația de ce. Pentru că dacă eu sunt pentru tine un nesuferit, sunt un grosolan, un bădăran, un nerespectuos, cu cât voi sta mai mult cu tine, cu atât lucrurile astea vor avea un impact mai mult. Pentru că nu voi fi nerespectuos preț de 5 minute, voi fi nerespectuos o săptămână când stăm în concediu. Și eu practic ăsta sunt acasă. Un bădăran, un nesimțit, un fustangiu, că mă uit după una și după alta. Și când mă duc în concediu, eu tot ăla sunt. Și practic lucrurile rele pe care eu le am acasă, eu le duc în concediu. Eu înțeleg perfect ce spuneți voi și sunt de acord cu voi. Numai că în momentul în care un cuplu ia decizia să plătească 10.000 de euro pe o vacanță, bănuiesc în mintea lor, în mintea fiecăruia dintre cei doi care au plecat, au plătit împreună din contul financiar de data aceasta al familiei, în mintea lor s-a produs un declic care înseamnă dorința de a schimba ceva.
Adică aici, aici mi se dacă pare... Dacă ăsta este scopul care au plecat păi de ce ai plecat în vacanță cu partenerul tău dacă nu-ți dorești să petrești timp cu el? Adică... Și... Vrei să spun de ce? Nu inventez, nu-mi imaginez și nu bănuiesc. Știu ceea ce zic. Mergem în concediu că așa se face. Mergem în concediu că trebuie să avem ce posta pe Facebook. Trebuie să nu ne râdă lumea, că toată lumea merge și noi nu mergem. Trebuie să mergem în concediu că dacă am muncit atâta timp, acum merităm și noi o relaxare. Cu alte cuvinte, și pot să dau multe exemple pe care le-am auzit spunându-se, nu le inventez eu, presupun eu că cineva ar gândi. Nu, sunt lucruri reale cele pe care vi le zic și sunt foarte dureroase. Credeți-mă că se întâmplă. Sunt tot felul de motive. Deci, după cum stau într-o relație de cuplu, doi, pentru mii de motive, dar dragoste nu, la fel se poate merge într-un concediu, pentru oricare alt motiv, dar nu pentru că mi-este drag să stau lângă soția mea. Merg prietenii, mergem și noi, să fim gașca mare. Păi dacă merg toți, tocmai noi să lipsim de acolo. Și nu vă spun de câte ori am... Noi am fost de mai multe ori în grupuri. Rar s-a întâmplat să merg doar eu cu soția. Am fost de multe ori în grupuri. Îi știam cum sunt acasă, vreau să spun că relația de acasă a fost luată și dusă în concediu. Nu vă spun câți în concediu au fost pe punctul de a divorța. Nu vă spun câți. Pentru că au luat ce au avut rău acasă și practic tot așa s-au comportat și acolo. Și de asta vreau să vă spun un lucru foarte clar. E realitatea asta. Sunt mulți care își accentuează relația rea în medii frumoase, luxoase. Mai ales că, apropo de ce am vorbit și în emisiunea trecută, prin intermediul gadgeturilor vezi niște chestii pe care nu le ai acasă. Acum mergi în concediu și vezi ceva ce n-ai acasă. Se știe foarte bine, în concediu vezi tot felul de bărbați, de femei, mai frumoși, mai arătoși. Și dacă tu ești nemulțumit de partener, ăla este un mediu foarte favorabil ca mintea într-adevăr să o ia razna. Plus că mai ai ceva în concediu, ai sentimentul ăsta că trăiești ceva extraordinar, ieși din comun, în care nu se mai aplică regulile obișnuite ale vieții de zi cu zi. Nu te mai duci la muncă, nu trebuie să mai faci aia, nu trebuie să mai faci aia, nu trebuie să mai fii... Exact, nu trebuie să mai fii chiar un soț perfect, nu mai în concediu, poate. Dar dacă pot să continui un pic această idee, mai devreme când ai spus că nu este suficient, nu, de fapt ai spus că dacă avem o relație proastă cu cineva, faptul că petrecem timp cu el accentuează. Și atunci m-am gândit la care este diferența dintre camera divorțului de lângă Sibiu și o vacanță petrecută într-un mediu luxos. Vă aduceți aminte că am pomenit la un moment dat, n-am discutat noi aici de camera divorțului dintr-un sat de lângă Sibiu, sunt sigur că știi de ea, nu? Unde, nu mai țin minte cum se cheamă localitatea, așa. Timp de sute de ani n-a fost divorț aproape deloc în acea localitate, niciun divorț, pentru că cine vrea să divorțeze era băgat de comunitate, care era foarte puternică pe vremea respectivă, în acea cameră a divorțului și forțat să petreacă cam 3 săptămâni acolo, cu un singur pat îngust, cu o singură lingură, cu o singură furculiță, cu o singură cană. Li se aducea mâncare, li se aducea plosca, li se aducea tot, nu părăseau camera respectivă și aproape nimeni nu mai divorța. După acele 3 săptămâni, erau liberi să facă ce își doresc, să divorțeze dacă asta, dar nu mai divorța nimeni. Aproape. Și asta m-a făcut să mă întreb care este diferența dintre acest loc, care a dat rezultate istoric, este incontestabil, și ce se întâmplă într-adevăr într-un concediu, unde e limpede că lucrurile evoluează așa cum ai descris, dacă relația este acasă, cu probleme, aceste probleme vor fi accentuate în concediu. Nu știu ce să spun. Nu am studiat problema asta. Nu știu care erau implicațiile psihosomatice, emoționale, complexe în camera asta. Nu știu, n-aș vorbi, nu vreau să vorbesc prostii. Cert este că lucrul despre care vorbesc eu aici este așa. Dacă vrei ca acel concediu, acea ieșire la restaurant, acea plimbare să aibă efect, este foarte important ca tu acasă să fii aproape de partener. Adică tot partea cu romantismul nu începe în concediu. Partea cu romantismul începe acasă și se continuă în concediu. Și de multe ori romantismul ăsta începe acasă când tu ți-a ajuns partenerul acolo unde are nevoie. Pentru că se mai poate întâmpla și un lucru. Ajungi în concediu și ți-a aduce aminte că acasă te-a certat, te-a plesnit, te-a înjurat, s-a purtat cum s-a purtat cu tine și acum vine și vrea să aveți numai partide de sex de alea ca în filme. Și tu stai și te gândești, măi, dar numai săptămâna asta există pentru el?
numai săptămâna asta este că știi după aia ce urmează. Încă 11 luni și 3 săptămâni știi ce urmează acasă, că așa a fost în fiecare an. Deci credeți-mă, de regulă, eu cred că sunt și excepții, dar de regulă se accentuează problemele pe care le ai acasă în medii de genul ăsta. De regulă se accentuează. Iar recomandarea pe care eu o am este, fă tot posibilul ca atunci când ești acasă, să investești foarte mult în relația cu al tău partener, astfel încât atunci când ajungi în concediu să fie o încununare a relației de acasă. Pentru că altfel, unii se simt folosiți. Da. Când asta te duci la bancă, Florin, am vorbit despre contul emoțional și despre faptul că acest cont emoțional se golește și că atunci când e gol, știm că e gol pentru că relația are toate aceste simptome pe care le-ai descris. La bancă, un cont poți să-l încarci într-o dată pe tot. Dacă ai destui bani, poți să pui 1.000.000 de euro în plus contul. E posibil și în contul emoțional, dar metaforic, să umpli dintr-o dată contul pe care l-ai golit puțin câte puțin? Păi mi se pare o întrebare foarte bună. Răspunsul care vine acum în minte este nu. Nu cred. Nu cred că există ceva ce poți să faci așa și să-ți alimentezi contul. Și să spun ceva. Că la bancă poți să-ți alimentezi contul dintr-o dată, dar tu banii ai câștigat în ani sau în timp. Excepție fiind situația în care ai furat sau câștigat la loterie sau ai primit o moștenire. Dar exceptând situațiile astea, de regulă tu muncești pentru banii ai mulți ani. Cu alte cuvinte, nici în domeniul respectiv măcar nu este un pac și gata, s-a rezolvat. Dar dacă în domeniul financiar mai există situații în care poți să te alimentezi pe loc, eu cred că din punct de vedere emoțional nu există așa ceva. În schimb, ce cred că poți să faci? Să-l golești instant. De exemplu, când ți-ai înșelat partenerul, cred că la unii este golire instantanee. Pac, s-a rupt totul, pentru totdeauna s-a rupt relația. La unii nu mai există cale de întoarcere. În schimb, unii. În alte cazuri, se mai poate face câte ceva. Depinde de la familie. Dar la unii s-a golit instant. Dar să-l alimentezi instant, nu cred. Deci nu poți să repar dintr-o dată o inimă. Eu nu cred. Poate, da, nu aș vrea să aduc să intru în polemica asta, dar impresia pe care o am este că nu. Și eu tind să fiu... Da. Eu nu cunosc nicio relație care să fi început de la zero și pac să ajungă la maxim, așa, pocnind din deget și acolo să rămână. Adică totul este o creștere, un progres, o evoluție în relație. Chiar și din punct de vedere emoțional. Înțeleg că ne încurajez către gesturi mărunte, importante, simple, în defavoarea celor grandioase în care nu ajung neapărat scurt. Uite ce am găsit scris. Într-o relație, lucrurile mărunte sunt lucruri majore. Cei care sunt într-o relație de mulți ani îmi dau dreptate. Unii care sunt acum așa de un an, doi, au și ei o relație, s-ar putea să zică, hai că nu e chiar așa. Bun, trăiți și voi viața și apoi o să vedeți. Eu sunt foarte convins ca și în relațiile celelalte sociale. Lucrurile mărunte sunt, de fapt, lucruri majore. Și vreau să vă dau exemplu unui cuplu care a venit la mine la consiliere. Nu știu dacă v-am mai povestit, dar se potrivește foarte bine povestea noastră în subiectul de azi. A venit odată la mine la consiliere un cuplu care era un divorț. Erau de 18 ani jumate împreună. Și am început discuția, consilierea cu ei la ora 6 după amiază. Momentul despre care vă povestesc eu acum se întâmplă la ora 2 jumate noaptea. Deci după 8 ore jumate de povești. 8 ore de terapie de cuplu? Da, nu fac de regulă. I-ai plătit la oră? Stai liniștit. I-ai taxat la oră? Nu. Aia a fost gratis. Însă, după 8 ore jumate, deci nu fac așa, ca să se liniștească lumea, o oră, două maxim. Dar de data aceea am stat la discuție, am stat și după 8 ore jumate de discuție s-a ajuns la un punct în care el spune, eu te iubesc. Nu știu dacă am zis, ei au venit să divorțeze. N-am zis. Nu. Deci au venit ca să divorțeze. Au mai avut niște încercări de-a lungul anilor, nereușite. De data asta, categoric divorțat. Totuși au zis înainte de divorț, hai să mai avem o discuție. Și după 8 ore jumate de povești, el a ajuns în momentul în care spune, eu te-am iubit în toți anii ăștia. Ea spune, nu m-ai iubit. Ba te-am iubit, ba nu m-ai iubit. Și mi-a venit o întrebare genială, pe care de atunci, sunt ani de zile de când a fost discuția asta, de atunci o folosesc foarte des. Și mă uit la el și zic, te rog frumos, ia foaia asta, avem o foaie, am dat un pix, scrie 5 lucruri pe care în ăștia 18 ani le-ai făcut pentru partenera ta, prin care tu ai vrut să-i demonstrezi că o iubești. Și el a început să scrie, că a fost foarte simplu. Am cumpărat casa, am construit casa, am cumpărat mașina, am plătit utilitățile, am ținut pe copil la școală și mai nu știu care era 5
Cu alte cuvinte, ideea de bază din povestea lui era siguranța financiară, materială ți-am oferit-o. Iau acea foaie și o îndrept către soția lui și zic, te rog, uite-te la toate astea 5 lucruri și spune pe care dintre ele le-ai interpretat până acum ca fiind dovezi de dragoste. Și se uită la hârtie și începe să plângă. Și pe aia zice, niciun lucru. Bun, și zic, uite, acum fă o coloană și scrie tu care ai fi vrut să fie cele 5 lucruri pe care ai fi vrut să le facă, prin care să-ți demonstreze dragostea. Și a început să scrie. Să comunice mai mult cu mine, să mă scoată la plimbare în parc, să-mi ofere libertate, să fie mai empatic și să-mi facă complimente. Să-mi zică că mâncarea e bună, că tot alții îmi zic, dar să-mi zică și el. Și când i-am arătat foaia, că îți dai seama, ea le-a scris, după aia am luat hârtie, m-am uitat și eu și am arătat lui, ia uite aici. Când a văzut acum ce a scris ea, el s-a apucat de plâns. Numai de atât ai avut o nevoie în timpul ăsta? Da, numai de atât. Nu că n-ar fi fost importantă și casa pentru ea. Nu, să nu înțeleagă cineva asta. Dar nu asta era cel mai important. Ce vreau să zic. Uneori credem că dacă ne dăm peste cap, dacă facem sacrificii mari, dacă cheltuim foarte mulți bani sau timp, lucrurile acele vor fi și apreciate. Asta este impresia noastră. Și convingerea, sunt foarte convins, că de multe ori chestii mărunte au un impact mult mai mare în relația de cuplu decât astea mari spectaculoase. Du-te și ai soției tale, mamă, mi-a luat un inel sau un cercel sau nu știu ce de 3.000 de euro. Mă impresionează sau nu? Dar uneori, un gest mărunt s-ar putea să atragă atenția mult mai mult. De ce? Stăteau la etajul 8. Se grăbeau amândoi în dimineața aia să plece la serviciu. El e gata înaintea ei. Mă duc la mașină. Hai, deja am zis-o. Era vorba despre mine. N-aș fi vrut să zic, dar în fine, m-am scăpat. Îi zic, mă duc la mașină să dau drumul la motor și te aștept. Am plecat. Când am ajuns jos, am apăsat pe butonul înapoi la 8 să se ducă liftul. Că știam că ea vine stresată și îți dai seama, până vine liftul, mai durează câteva zeci de secunde și întârzi. Primul lucru pe care mi l-a zis când a intrat în mașină, zice, bă, tu ai trimis liftul înapoi la 8? Și da, nimic s-a părut, nu știu ce. Nu vă pot spune cât de impresionat a fost de chestia asta. Și lucruri mărunte, gesturi mărunte care zice, bă, te-ai gândit să... Chiar ai știut tu că lucrul ăsta e important pentru mine, deși e mic? Când faci lucruri mari, cumva par normale, surprize mari, da, sunt mai rare. Dar când faci un lucru mic, se întâmplă ca în versetul acela din Biblie în care Dumnezeu zice, cine este credincios în lucruri mici, va fi pus responsabil peste lucruri mari. Cu alte cuvinte, când tu ești atent la lucrurile mărunte din viața partenerului tău, îi transmiți ceva în genul. Păi mă, dacă eu acord atâta atenție lucrurilor mărunte din viața ta, tu ți imaginezi cât de importante sunt pentru mine lucrurile mari din viața ta? Dar un mesaj foarte, da, asta e mesajul. Puternic. Și auzi foarte des vorbim parteneri despre genul ăsta. Hai mă, pentru atât te-ai supărat? Da, pentru atât, pentru că ăla... Faptul că nu ai ținut cont de chestiuța aia mică, mie mi-arată că nu o să ții cont la un moment dat nici în lucrurile mari. Asta ar trebui să fie o veste foarte bună pentru cele mai multe cupluri, pentru că foarte multe cupluri, din câte știu eu, trăiesc cu impresia că cele mai multe probleme vin din lipsa banilor. Cele mai multe probleme în cuplu vin din greutățile întâmpinate în viață, din greutățile financiare și e real că greutățile financiare stresează relația și pun la încercare. Dar, în același timp, este la fel de adevărat, mi se pare mie și nu știu, poate greșesc, faptul că aproape tot ce are legătură cu banii, aceste mici atenții, mici sau mari, dar dacă au legătură cu banii, ele nu ating inima și, de fapt, nu fac atât de bine relație ca orice altceva care nu are legătură cu bani. Știi când, uite acum am venit în minte, știi când un cadou costisitor îi atinge inima partenerului tău? În momentul în care, pentru a-i cumpăra acel cadou costisitor, te-ai făcut o economie timp de un an de zile. Sau ai renunțat la un lucru pentru tine, pentru el. Păi asta zic.
Nu mi-am luat eu covrigul ăla, dau și un exemplu, da? Nu mi-am luat eu cravata pe care o doream, nu mi-am mai luat nici pantofi, nu mi-am mai luat nici aia, nu mi-am mai luat nici aia, și am renunțat la niște lucruri, că suntem într-o familie cu un buget redus, da? Și am renunțat eu la mine și timp de un an de zile am pus deoparte 1000 de euro și ți-am luat ție ceva. Și ea la sfârșit zice, bun, îmi place chestia asta, bă, dar de unde ai avut banii ăștia? Și, nu, îi spui până la urmă, păi uite, am făcut așa, așa, așa. Un an de zile te-ai economisit pentru să-mi iei mie asta, pe dacă am știut că e important. Atunci, da, un cadou valorează. Dar când eu sunt cu buzunarele pline de bani și arunc în dreapta și în stânga, contează mult mai mult lucrurile astea care nu pot fi cumpărate. Dar astăzi oamenii nu prea mai economisesc, nu mai știu să economisească și mai degrabă ce se întâmplă probabil este să cumpără cadouri scumpe cu cardul de credit și după aia tragem amândoi să plătim datoria. Da. Uite, mi-a mai venit în minte o poveste care mi se pare foarte interesantă și foarte revelatoare în ideea de cât de importante sunt lucrurile mici pentru o relație de cuplu. Soțul era în sufragerie și se uita la televizor. Ea, în baie, baie lipită de sufragerie, s-a dus să scoată rufele din mașina de spălat. Și a început să bombăle, așa cum mai fac uneori soțiile. El avea două atitudini. Două posibilități, să aibă două atitudini la îndemână, da? Una, putea să o ignore, că oricum de regulă ele vorbesc și ele aud și chiar uneori, eu m-am mai întrebat uneori pe mama ce ai zis și mai sunt situații când spune, nu, vorbeam și eu așa, nu e important. Și putea să aibă și soțul ăsta situația respectivă, atitudinea, vorbește și ea. Sau putea să aibă o a doua atitudine, cea pe care aș fi avut-o. Ce ai zis? N-am înțeles. Și ea deja zice cu voce tare încât se aude și el. Mă enervează, nu mai suport că trebuie să împătur hainele. Pentru ea nu era o problemă să le pună la spălat, nu era o problemă să le ia să le întindă, era o problemă să le ia de pe uscător, să le împăture, să le pună în dulap. Și el putea să aibă de asemenea două atitudini de data asta, nu? Să zică, ok, asta e problema ta, rezolvă-ți-o, sau a doua atitudine pe care aș fi avut-o. Ce las că le împătur eu. Asta face ochii mari, nu-i venea să creadă. Bă, el vrea să le împăture. A luat hainele de pe uscător, s-a dus în cameră și a pus muzică și așa, vesel, fericit, a început să împăture hainele. Ea, în timpul ăsta, a luat rufele din mașină și le-a dus să le pună pe uscător care s-a golit între timp, că el a luat hainele să le ducă în dulap. Și după aia, când vine ea de la întinsul hainelor, intră în cameră și îl vede pe soț, fericit, bucuros, cum împătură hainele pe muzică. Și asta stă, numai nu se închină. S-a părut foarte interesant că el a scutit-o de o treabă și nu era și mofturos. Și se uită la el și își dă seama că de mult timp n-a mai fost la un concert. Și zice, e poveste reală asta. Și zice, auzi, n-ar fi fain de seară să ieșim la un concert? Și ăsta zice, cum să nu? A ieșit la concertul respectiv, mă rog, le-a plăcut amândurora, după aia a fost la restaurant și după aia s-a lăsat cu o seară foarte romantică. Și totul a plecat de la... Întinsul hainelor. Un bombănit băgat în seamă de el. Că putea să zică, hai, și ea cu bombănelile ei. Dar faptul că el a fost dispus să o înțeleagă, să vadă care este nemulțumirea. Să fie atent la o chestie mică, măruntă, pe care putea să treacă foarte ușor cu vederea și pe care majoritatea partenerilor îl trec cu vederea. Nu, să comenteze problema lui. Și da, pleacă de la un lucru mărunt, dar mesajul din spate este mie îmi pasă de tine. Pentru că ați văzut și voi că uneori o chestie măruntă te freacă la cap, ca să o zic, pe aia dreaptă, de nu-ți dă pace, mă, și liniște. Și, mă, chiar chestiuța asta mică mă agită atât de mult? Da, aia mică. Și când vine cineva și o ia, te relaxezi de nu-ți imaginezi. De aceea mi se pare foarte important să facem lucrul ăsta cu ai noștri parteneri. Cele mai multe probleme, chiar și în viața noastră de zi cu zi, apar din cauza neînțelegerilor. La muncă, în relația cu prietenii și în relația de cuplu, neînțelegerile sau înțelegerea greșită a celuilalt poate să joace un rol dezastros. Sau poate să fie un instrument extraordinar de puternic pentru o relație de cuplu bună, înțelegerea. Uh-huh. Hai să vorbim puțin despre înțelegere și cât de importantă este ea, înțelegerea partenerului.
Hai să mai zic cum văd eu treaba asta. Deci, fii atent. Dacă ai un ochi interior, la asta mă refer, suficient de ager, de atent, vei înțelege că acea mică problemă, acea mică nevoie de a partenerul tău este foarte importantă pentru ea. Pentru el. Și vreau să spun de ce, un alt motiv pentru care sunt atât de importante aceste lucruri mărunte și trebuie să le rezolvi. Pentru că ele sunt ca un bulgăre de zăpadă. Dacă eu trec nepăsător pe lângă o problemă măruntă de a partenerului meu, dacă mai trec pe lângă alt lucru mărunt astăzi, pe lângă un alt lucru mărunt mâine și poimâine și tot așa, toate lucrurile astea mărunte, nerezolvate, practic se adună și devin ca un bulgăre de zăpadă. Și practic mesajul pe care îl transmit partenerului meu în per ansamblu este: nu îmi pasă de tine. Nu mă interesează viața ta. Ăsta e mesajul general. Și aș vrea să vă mai spun un lucru foarte interesant. Toate lucrurile astea mărunte din viața noastră nu sunt lucruri mărunte. Toate au legătură cu ceva mare. Cu alte cuvinte, cu valorile noastre. Am mai vorbit noi despre valori. Valorile sunt lucrurile cărora noi le acordăm foarte mare atenție, preocupare, energie, timpul, sufletul nostru. E ceva valoros pentru noi. Iar toate lucrurile astea mărunte, practic, denotă sau au o legătură cu valorile noastre. De aceea, eu nu aș spune că într-o relație există lucruri mărunte. Stai aproape de partenerul tău, și vei vedea cât de impresionat va fi soția ta când îi vei acorda atenție la o chestie măruntă. N-ar vrea să dau cum foarte multe exemple, pentru că aș zice lumea, uite, vine ăsta să se laude aici. Dar aș vrea să mai dau un exemplu dintr-o familie. Nu e a ta. Nu e a mea. Tata cu doi băieți. Unul mai mare, unul mai mic, evident. A avut o zi senzațională în parc. De astea de distracții. Înghețată, vată pe băț, linghișpirul de asta, nu știu cum se zice în zona asta. Linghișpir? Linghișpir. Ce este? N-am auzit niciodată cuvântul ăsta. Cred că e acadele, gen. Nu s-a acadele. Nu. Noi spuneam când eram mici linghișpir la locul ăsta, cum se parcul ăsta de distracții, unde sunt toate astea de învârtit. Așa. Deci când ne dădeam în linghișpir. Deci linghișpir este locul sau... Jucăria care se îmbrăcă. A, noi ziceam piribombă. Tu știi cuvântul ăsta? Da, piribombă am auzit. În fine. Și a avut o zi magnifică. Tata cu cei doi băieți. Da, cei care vin într-o anumită zonă mă înțeleg foarte bine. Alții au învățat. Fii atent aici. Când s-a terminat ziua, după o zi lungă în care s-au cheltuit destui bani și a fost obositoare, dar în care ei s-au conectat foarte bine, în drum spre casă, în ziua respectivă s-a întâmplat ceva cu aerul condiționat și era un pic răcoare și tatăl a oprit mașina și l-a haina jos și l-a învelit pe băiețelul mic care a dormit în mașină. Și au continuat drumul. Au ajuns acasă, au coborât toți trei din mașină, povestea de seară, dușul, povestea de seară și înainte să închidă ochii, să se pupe de noapte bună, tatăl observă pe băiatul ăsta mare că era foarte supărat. Ce e cu tine? Nu voia să zică, bineînțeles, cum fac mulți copii, până la urmă băiatul îi zice: tati, dacă mi-ar fi fost frig și mie, mai fi învelit și pe mine cu haina ta? Băi, mi s-a părut senzațională treaba asta. Din toată ziua aia, toată distracția de care au avut parte, toată cheltuiala, tot ce s-a întâmplat frumos, în mintea lui a rămas un singur lucru. M-ar fi învelit și pe mine tata cu haina? Oare de ce? Acel moment. Pentru că lucrurile astea mărunte arată cât suflet pune cineva într-o anumită situație. Aș vorbi ore întregi despre lucrul ăsta, dar vă implor din suflet. Nu treceți peste lucrurile mărunte din viața partenerilor voștri. Nu treceți pe lângă ele. Pentru că prin asta arătați cât de mult îi prețuiți. Arătați cât de mult înseamnă ei pentru voi. Și arătați cât de mult vă identificați. Știți că este vorba aia când se căsătoresc cei doi devin una? Dacă ar fi să aplic vorba aceea pe care ți-o zice preotul la altar, cei doi devin una, vreau să spun
că în momentul ăsta, dacă eu mă uit la partenerul meu, nu mai este ea cu problemele ei, eu cu ale mele, ea cu nevoile ei mărunte, eu cu ale mele. Nu. Nevoile ei devin și ale mele, că noi suntem una. Preocupările ei devin și ale mele. Bucuriile ei devin și ale mele. Treburile ei devin și ale mele. Bombănitul ei devine bombănitul meu. Stresul ei devine stresul meu. Și în felul ăsta, eu nu mai sunt indiferent față de ea. Practic, eu arăt că-mi pasă. Pot să zic că unii că m-am repetat în seara asta, am făcut-o intenționat. Pentru că aș vrea cumva, măcar dintr-un exemplu sau din altul, cineva să înțeleagă că nu există lucruri mărunte. Toate lucrurile mărunte sunt, de fapt, majore. Și transmis mesajul, ești important pentru mine cu tot ce ești tu. Și cred că ar fi bine să ne oprim în seara asta aici. O să continuăm data viitoare cu un subiect, mi se pare foarte, foarte, foarte incitant. Ce înseamnă regula de aur? Aș vrea să vă dau care este interpretarea comună și greșită a regulii de aur. Și vreau să vă dau o explicație pentru situația în care faci multe lucruri pentru partenerul tău și el nu apreciază, e nerecunoscător, ba chiar se enervează. Aici putem să găsim o explicație, care este un secret. De-abia aștept să vorbim. Mulțumim foarte mult, Florin, pentru că ne-ai pus în fața ochilor foarte limpede acest adevăr mare, importanța lucrurilor mici. Este vital să fim atenți la lucrurile mici din viața noastră și din viața partenerului nostru, dacă vrem să fim sănătoși și să creștem împreună frumos și armonios. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această seară. Vă urăm o săptămână frumoasă și o relație de cuplu fericită și armonioasă. La revedere!